Gabriela Firea, declarații de la Spitalul Gomoiu. O ascultăm. La PCR pentru copiii care ajung la acest spital, deoarece până în acest moment timpul de așteptare a rezultatului testului, care ar fi trebuit să vină de la cele două spitale de boli infecțioase, Matei Bar și Victor Babiș, era destul de lung. Și atunci și grijile medicilor și îngrijorările părinților se prelungeau nejustificat în așteptarea rezultatului. Iată că în acest moment, odată cu achiziția unui aparat de testare real-time PCR, medicii de la Spitalul Victor Gomoiu vor putea afla foarte rapid dacă un copil care vine în urgență cu anumite simptome, și vom vorbi despre acestea, este sau nu infectat. Poate fi tratat cu tratamentul pentru COVID-19 sau cu alt tratament în funcție de afecțiunea pe care o are. Alături de mine se află atât conducerea Spitalului Victor Gomoiu, doamna director general Enescu, doamna director medical Diana Ionescu și medicii care îngrijesc pe copii. Nu înainte de a le da cuvântul, aș vrea să precizez faptul că sunt puse în funcțiune recent și pot fi folosite să nu fie nevoie niciodată, să avem doar copii sănătoși. Dar, din nefericire, mai sunt și astfel de situații și trebuie să le facem față. Două aparate performante, foarte importante, așteptate de foarte mult timp, tocmai pentru ca părinții care au nevoie să meargă la anumite analize cu copiii să nu aștepte multe zile sau pe liste de așteptare, un RMN de înaltă performanță și un computer tomograf. Până să mergem la acestea, să vi le arătăm, aș vrea, doamna director medical Diana Ionescu, să ne arătați cum funcționează acest tunel de dezinfectare. Sigur. Să ne îndreptăm către el. Haideți să intrăm prin tunel. Și cât de valoros este un astfel de aparat, care practic reușește să dezinfecteze într-un timp scurt personalul medical. Câte minute trebuie să stați acolo? Secunde? Cât trebuie să rămână în cadrul tunelului? Asistentul care vine aici la acest tunel pentru a se dezinfecta. Minim 30 de secunde stă în tunel. Ne preocupă foarte mult siguranța medicilor, a personalului medical, dar și a pacienților noștri și orice plus este binevenit. Mulțumim din suflet pentru PCR, este cea mai bună veste care o putem avea, pentru că noi avem o temere, noi pediatri avem o temere, copiii nu se încadrează, din experiența noastră de până acum, nu se încadrează în definiția de caz această dată oficială. Adică copiii sunt atipici. La noi în pediatrie e o vorbă. Copilul nu este un adult mic. Și atunci e foarte bine venit. Adică au venit copii cu o altă simptomatologie care exact. Nu se încadra în ceea ce s-a transmis exact. Pe plan internațional. Pe plan internațional chiar s-a transmis. Da. Există studii cum că copiii pot avea gastroenterite, tulburări digestive, anumite boli care le considerăm dermatologice, de exemplu ca niște arsuri, ca niște degerături pe degetele de la picioare, au fost descrise a fi provocate de COVID. Deci toate cazurile, și am avut cazuri pozitive în Spitalul Gomoiu, au avut simptomatologie atipică. De asta PCR-ul este foarte bine. Pentru că într-un timp mult mai scurt, categoric, nemai așteptând rezultatul de la cele două mari spitale de boli infecțioase care sunt supraîncărcate acum, cu persoanele din carantină, cu cele din izolare, cu contactii celor care sunt depistați pozitiv. Deci, practic, ar trebui să așteptați foarte mult. Exact, plus traseul, DSP-ul, anunțarea cazului și așa mai departe, totul se scurtează. Într-un timp foarte scurt veți avea acest aparat de testare special pentru copii la Spitalul Victor Gomoiu, dar vreau să ne arătați și RMN-ul și computerul tomograf. Aș vrea să menționez numai un lucru. Acest PCR pe care dumneavoastră o să ne-l aduceți și vă mulțumim foarte mult pentru el, o să vină și ca o liniște pentru personalul medical, că ei sunt foarte stresați în perioada asta
știind că trebuie să intre fiecare mai multe ori pe zi la un copil care este suspect. Nu știi care este situația, așa se va da, face și mai rapid. Câteodată testele chiar sunt grăvesele. De la cele două, trei, patru spitale. Aici ne aflăm la sala cu RMN. Doamna doctor, Laura Zahar. Bună ziua. S-a instalat RMN-ul. Da, deja funcționăm. Deja am examinat copiii pentru patologie diversă. Musculoscheletală, neurologică, disperorele, abdominopentin. Ortopedică. În cazul în care este de voie, ce trebuie să facă un părinte? Dacă vine în urgență, luați ca atare. Dacă vrea să se programeze, care este procedura? Deocamdată nu testăm decât copiii internați în spital. Cei care sunt în spital. Care au foaie și care necesită acest tratament. Nu avem încă un serviciu cu casa, pentru că, precum știm, ne aflăm într-o stare de urgență. Da. Nu s-au făcut...